Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Episcopia Romano-Catolică pregătește beatificarea episcopului martir Anton Durcović. Este un eveniment istoric pentru Iași și are cel puțin trei semnificații puternice, ecumenice, culturale, dar și religioase, în primul rând. Vorbim despre acest subiect cu invitatul nostru de astăzi, părintele Cornel Cadar, consilier la Episcopia Romano-Catolică din Iași. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Evenimentul despre care vorbim este programat pentru 17 mai, sâmbătă 17 mai. De ce este denumit episcop martir? Pentru cei care nu cunosc viața episcopului Anton Durcovici, de ce tocmai episcop martir? Pentru că el a fost numit în 1947 episcop de Iași, a fost instalat în Catedrala Romano-Catolică din Iași în anul următor, la început, în aprilie, 1948. S-a ocupat de credincioșii din Moldova, pentru că episcopia de Iași ține de la Botoșan până la Galați. A făcut mai multe vizite pastorale în parohiile catolice. I-a încurajat pe credincioși, reamintesc că timpurile acelea erau timpuri tulbe, tulbure, timpuri de persecuții timpuri în care preoții erau închiși, în care episcopii au fost închiși și în acest context a fost închis și el la 26 iunie 1949, a fost arestat în timp ce mergea să dea mirul sau confirmațiunea într-o parohie de lângă București numită Popesle Ordeni, pentru că între, între timp ajunsese și administrator al Arhiepisc Arhiepiscopiei de București. Ca atare, a fost arestat pe drum de către securitate. Era împreună cu un preot. Preotul respectiv a fost lovit cu manivela de la mașină în cap și au fost duși la Ministerul de Interne, acolo au intrat în anchete. Apoi de la Ministerul de Interne la Jilava, de la Jilava la Sighetul Marmației și acolo la Sighetul Marmației. Ultimele două săptămâni a fost izolat într-o celulă singur, nu se mai putea hrăni și a murit practic de foame, fără tratament medical. De asta se cheamă martir, pentru că el a fost închis pentru credință, din motive religioase, pentru că n-a vrut să cedeze, n-a vrut să coopereze cu, să facă pactul cu securitatea, care dorea o biserică catolică națională, o biserică desprinsă de, către, de Sfântul Scaun, și, Catare, pentru asta, el a murit în închisoarea de la Sighetul Marmației, la 10 decembrie 1951, martir. Și iată că a venit timpul, după ani întregi de demersuri, după ce s-a constituit un dosar de beatificare, mai întâi la ea și aici, s-au adunat mărturiile, s-au reconstituit documentele, s-a reconstituit istoria lui. Dosarul acesta a fost trimis la, de la Iași la Vatican și după, vă spuneam, 16 ani de, de mersuri, Sfântul Părinte Papa Francisc anul trecut, la final, a recunoscut martiriul episcopului Anton Durcović și a stabilit ca beatificarea lui să aibă loc la Iași pe 17 mai, în aceeași zi în care episcopul s-a născut. Practic, un eveniment istoric dureros, la care a fost supus și o tortură, la care a fost supus episcopul Anton Durcovici, acum este transformat într-un fel de sărbătoare, pentru că s-a ajuns la această beatificare. Ce dovezi stau mărturie că Anton Durcovici este într-adevăr un episcop care merită să fie ridicat la rangul de sfânt? Sunt dovezi nenumărate. Martori care au mai fost și mai sunt încă în viață, care l-au cunoscut, care au stat cu el în închisoare, care au lăsat înscrisuri. Am intrat apoi în posesia celor trei dosare de la CNSAS, prin care el a fost a urmărit mai întâi la Iași, apoi anchetat. Și toate aceste documente, precum și martorii, vorbesc despre o viață de sfânt, o viață deosebită, o viață închinată lui Dumnezeu, de slujirea Bisericii și a poporului credincios. El i-a încurajat pe oameni în acele timpuri. Mai mult decât atât, îmi amintesc că el, văzând că preoții sunt arestați, credea că Moldova și, în general, țara va rămâne fără preoți. Deja, episcopii greco-catolici erau arestați toți o grămadă de preoți din Ardeal și din Moldova erau arestați și pentru că el credea lucrul acesta că se va întâmpla ca în Uniunea Sovietică țară vecină cu noi să rămână Moldova fără preoți el a încurajat pe credincioși și le-a spus rugați-vă învățați să vă rugați, învățați să vă bodezați copiii, învățați să puteți merge înainte și în eventualitatea în care preoții nu vor mai fi. În acele timpuri tulburi, când oamenii nu mai aveau nicio speranță, ne amintim, probabil unii dintre telespectatorii și amintesc că a fost și un an de foamete, iată, episcopul le-a dat motive de speranță acestor oameni, și el a spus că singura lor șansă este să se lege mai puternic de Dumnezeu. Mai există oameni care își uh, amintesc despre episcopul Anton Durcović? Poate erau mici uh, în acele timpuri? Sigur. Sau care dețin obiecte personale ale episcopului? Sigur, sunt oameni în viață încă, își uh, amintesc de episcop. Uh, este unul chiar în Iași, Eduard Lizakovski, care a fost ministrant, a slujit uh, la altar, l-a ajutat pe episcop la celebrarea Sfintei Liturghii și el mărturisește că îl vedea de fiecare dată transfigurat în momentul când celebra Sfânta Liturghie și rugându-se, îl vedea mereu în acele timpuri, a trăit pentru că era în jurul lui episcopului, fiind seminarist, însă destinul lui i-a fost tăiat, aripile i-au fost tăiate de securitate, când înaintea episcopului a fost arestat și el a trebuit să treacă prin anchetă și și-a imaginat ce s-a întâmplat cu episcopul Anton Durcovici. Apoi există alții care au primit mirul sau confirmațiunea, care își amintesc din nou de episcop. Există câțiva care au, au fost elevii sau studenții episcopului Anton Durcovici. Avem un părinte în Iași aici, Anton Despinescu. El l-a avut ca profesor pe Anton Durcovici și povestește despre el. În același timp, toate demersurile și toate căutările despre ceea ce s-a întâmplat atunci cu episcopul Anton Durcovici nu au scos la iveală locul unde este înmormântat. Se mai știe, se presupune unde ar fi trupul episcopului? Știm doar cimitirul. E vorba de cimitirul orășenesc din Sighetul Marmației. Acolo sunt patru cimitire și mai precis în zona ruteană. De unde știm, pentru că între timp s-au dat de niște documente în care însuși Vasile Ciolpan, fostul director al penitenciarului din Sighetul Marmației, a fost interogat cu privire la niște nereguli care uh, au fost în închisoare, pentru că la un moment dat el mormânta uh, pe deținuți fără sicriu, uh, le-a mai luat din uh, obiecte sau din mâncare și o dădea la uh, porci, creștea porci acasă. Uh, și a fost anchetat în 1955 de colegii lui uh, de securitate. În uh, 1955 a fost să spunem o deschidere pentru țară, pentru că uh, au, a intrat în niște structuri internaționale și uh, s-a impus țării să nu mai aibă uh, deținuți politici. Și în acest context uh, a fost uh, anchetat și atunci el. Uh, a dat o declarație prin care spune că deținuții până în anul 1952, până la jumătatea anului 52 au fost înmormântați în cimitirul Orășenesc, iar după acest an au fost înmormântați în cimitirul Săracilor. Așadar, noi știm că e vorba de cimitirul orașului, zona ruteană, am identificat și un posibil loc unde putea să fie înmormântat. Deținuții erau înmormântați. Reamintesc pentru cei care nu cunosc că la Sighet practic era închisoarea elitelor, acolo au fost închiși politicienii, foștii miniștri, foștii profesori universitari, episcopi și preoți care erau la conducerea diecezelor catolice din timpul acela, catolice, romano-catolice și greco-catolice. Și tocmai Vasile Ciolpan a dat această declarație și cunoaștem că înmormântarea avea loc noaptea între 11 și 12 trebuia să se facă în secret mormântul trebuia să fie nivelat după ce era înmormântat cineva unde deținut ținut acolo în așa fel încât să nu se cunoască unde a fost înmormântat. Ei au vrut se să se... Se respecta stare... vreo rigoare religioasă? <coughs> Nici o rigoare religioasă doar colegii din închisoare care Știau că a murit cineva, deținuții se rugau atunci când cineva trecea la cele veșnice, ei aflau și se rugau. Sunt mărturiile lor care ne spun lucrul acesta. Episcopul a murit în condiții dramatice. Știm dintr-o mărturie că chiar acest părinte, Rafael Friedrich, închis și el la sighetul marmației, aflând că este în celula morții, izolat s-a cerut să măture, a măturat prin fața celulei lui și acolo a putut să închege un dialog cu episcopul în limba latină ca să nu audă în șoaptă și acolo a făcut ultimele rugăciuni pentru Anton Durcovici. Rugăciuni se fac și acum într-un eveniment solemn pregătit pentru 17 mai la Iași. Cine va veni din partea Vaticanului pentru a consfinți toată această beatificare? La Iași a fost numit de către Sfântul Părinte Papa Francisc, Cardinalul Angelo Amato, Prefectul pentru Congregațiile Sfinților, Congregația Sfinților. El va veni la Iași și va prezida liturgia de beatificare, inclusiv ritul de ridicare la cinste altarelor a episcopului Anton Durcović. Alături de el vor fi câțiva cardinali, de asemenea peste 25 de episcopi, vor fi de asemenea peste 500 de preoți care vor concelebra, vor participa la această Sfântă Liturghie. Foarte mulți credincioși, în jurul la 15.000 de credincioși, deja știm, s-au anunțat mulți la episcopie, sunt peste 1000 din zona Munteniei, peste 60 de preoți am fost anunțați că vin din zona Bucureștiului. Alături de credincioși vor fi și tineri care vor sta pe, chiar pe stadion Este și ziua tinerilor la nivel de Moldova Vor fi peste 200, 2500 de tineri Iar pe lângă tineri vor fi și copii îmbrăcați în haine de ministrant Sunt copii aceia din parohii care ajută la Sfânta Liturghie Vor fi peste 800 de copii care este specificul acestei liturghii de pe 17 mai? Este o liturghie obișnuită, dar care decurge într-un alt mod față de cum cunosc credincioșii romano-catolici că durează o slujbă obișnuită. Sigur, e mai întâi în cadrul acestei sfinte liturghii, e ritul acesta de ridicare la cinste altarelor, de beatificare, spunem noi, în care va fi dezvelită icoana fericitului Anton Durcovici, va fi rostită o rugăciune, după ce mai întâi se va da citire biografiei lui și decretului de recunoaștere a lui ca fericit, de ridicarea la treapta aceasta de fericit, următoarea treaptă fiind de sfânt, adică Fericit înseamnă că este în cerul lui Dumnezeu, dar se va bucura de un cult din partea unei zone, din partea Moldovei și din partea României. Iar declararea Sfântă înseamnă un cult extins la toată lumea catolică. Care este caracterul ecumenic al acestui eveniment? E caracterul ecumenic pentru că uh, sunt invitați la această celebrare și... Uh, personalități religioase din lumea ortodoxă și de la alte culte vor participa câțiva deja și-au anunțat participarea, dar în același timp, știu eu, celebrarea este deschisă și pentru credincioșii care doresc din alte culte să participe. Caracterul ecumenic ține și de faptul că în închisoarea de la Sighet n-au fost doar catolici, ci, dacă ne amintim bine, politicienii, foștii ministri sau profesori universitari, foști academicieni, erau din Biserica Ortodoxă, care au murit în, în, aceeași închisoare. Iată, ecumenismul, dacă vreți, a pornit de acolo, din, din, închisoare. Episcopul a trecut și pe la Jilava și, cu siguranță, acolo știm de la ceilalți preoți, nu știm de, despre el, dar știm că ceilalți preoți catolici s-au întâlnit acolo în închisori, cu preoții ortodoxi și s-au rugat împreună. Caracterul ecumenic stă tocmai în, în, în acest fapt. Dar, vedeți, dumneavoastră, eu cred că celebrarea aceasta are menirea să atragă din nou atenția ce s-a întâmplat în închisorile comuniste și ce se întâmplă într-o societate care, în care sunt oameni care îl exclud sistematic pe Dumnezeu. Ajungem aici să ne ucidem unii pe alții. Uh, și uh, acea societate comunistă uh, a dat oameni, români tot ai noștri, care au bătut pe alți români, i-au băgat în închisoare, i-au pus la tot felul de, de chinuri și de umilințe și de suferințe uh, și ne atrage atenția. Ce se poate întâmpla când îl excludem sistematic pe Dumnezeu din, din viețile noastre? Ajungem uh, la dezumanizare. A fost alături de noi părintele Cornel Cadar, consilier la Episcopia Romano-Catolică de ea mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Dezbaterea zilei a ajuns la final. Sunt Daniela Fronea, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!